Părintele Arsenie Boca este unul dintre cei mai venerați călugări din România. Acesta a lăsat în urmă profeții despre țară care încă îi cutremură pe credincioși. În episodul de astăzi o să analizăm una dintre cele mai șocante profeții ale părintelui Arsenie Boca și anume că România va fi ocupată de trei țări, Ungaria, Rusia și Bulgaria. Profeția omului care i-a spus lui Ceaușescu că va muri în zi de mare sărbătoare. Foarte multe dintre predicțiile lui Arsenie Boca s-au adeverit și nu doar referitor la țara noastră, cât și la nivel mondial. Așa că haide să vedem ce a spus părintele Arsenie Boca. Am să vă prezint 5 dintre aceste profeții care nu au apărut în niciunul dintre volumele scrise de Arsenie Boca. El a fost un martir al închisorilor comuniste și a lăsat în urmă o serie de profeții despre România. Cu toate că nu a apucat să vadă liberă țara noastră, acesta a prezis unele evenimente cu atâta precizie încât cei care le citesc se cutremură cu adevărat. Astfel, duhovnicul a făcut mai multe profeții despre țara noastră. Profețiile lui Boca nu se regăsesc în scriere lui, dar au fost povestite de cei care au stat de vorbă cu duhovnicul. Iată așadar 5 dintre acestea, așa cum sunt prezentate de un site foarte popular de la noi din țară. Odată mi-a zis că într-o noapte, către ziua, ne vor ocupa trei țări. Ungaria, Bulgaria și Rusia. Atunci eu am zis, un curior să ne ocupe pe noi, iar el mi-a spus, și pe cei care ne vor ocupa, va veni ploaie de foc. Cel puțin așa a spus Chis Aurelia, în vârstă de 93 de ani, din comuna Boiu, județul Mureș. O femeie care a stat de vorbă cu marele Arsenie Boca. O altă profeție a părintului este legată de faptul că România se va confrunta cu o puternică migrație. Măi, să știți că mulți vor pleca din țară, dar puțini se vor întoarce. A veni vremea când ar dori să se întoarcă și nu mai putea, căci România va fi înconjurată de flăcări. Vor veni necazuri mai mari decât munții Făgărașului. ne om duce la munții Făgărașului și la dealul Prislopului să se prăvălească peste noi că nu mai putem rezista. Atunci vor începe să spună munților cădeți peste noi și dealurilor acoperiți-ne. Și ne om duce la morminte să iasă afară și să intrăm noi de vii că nu mai putem rezista. Vor veni vremuri foarte grele, dar toate sunt îngăduite de Dumnezeu care este tovarul de drum al fiecăruia, de la naștere până la moarte. Vor cădea și cei aleși. Îmi pare rău că sunteți cei de pe urmă. Vă vor cerne, vor pune impozite, taxe și alte îngrădiri. Vor lua totul. Asta a spus sora Septimia Manis, în vârstă de 81 de ani, din Codrea. Zdreanța, Roșie, Secera și Ciocanu. Steaua cu 5 colțuri va dispărea, dar va veni steaua cu 6 colțuri. Anarhia și va fi și mai amar de lume, Cornea Elena din Hărșeneni. Arsenie Boca s-a născut la data de 29 septembrie 1910, vivața de sus, Hunedoara, și a murit la data de 28 noiembrie 1989 în mănăstirea Sinaia, Prahova. El este considerat unul dintre marile personalități ale ortodoxiei românești. Arsenie Boca a fost ieromonah, teolog și pictor de biserici, stareț la mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, și apoi la mănăsirea Prislop. Când s-a instaurat regimul comunist în anul 1945, Arsenie Boca a intrat în atenția securității, ca opozant al regimului, iar până la finele alor 1950, acesta a trecut prin calvarul anchetelor și al arestărilor. Arsenie Boca a fost închis la Securitatea din Brașov, apoi dus la canal. A ajuns apoi în închisorile Jilava, Timișoara și Oreada. Însă, după eliberarea din temnițele comuniste, Arsenie Boca nu și-a mai putut relua activitatea de preot. Chiar și așa, securitatea l-a urmărit aproape până în ultimele săptămâni, înainte mărții sale, în 1989. De menționat este că mănăstirea Prislop, unde Arsenie Boc a slujit în anii 1950 unde a fost înmormântat, este astăzi unul dintre cele mai aglomerate locuri de pelerinaj din România. Oamenii vin aici să se roagă la Mărmântul acestuia. Vasile Șerbu din satul Arpaș de Sus povestea că Arsenie Boca prevestea războaie din viitor. Părintele Arsenie îmi spune, Vasile, americanii pe care știu că îi aștepți nu vor veni. Pe noi singuri ne așteaptă o luptă grea și lungă. Cei buni și drepți vor da jertfă în mare de viață și sânge. Cei slabi și fățarnici vor îngroșa rândurile dușmanilor noștri atât de mult încât vor crede că sunt numai ei, atât puternici și atât știutori. Rata Vasile Șerbu. În alte mărturii despre părintele Arsenie Boca, acesta continua spunând că Arsenie Boca prorocea că răul va fi învins, când va veni din răsărit un om cu stea în frunte, dar va fi peste mulți ani, peste foarte mulți ani și nou Dumnezeu nu ne va hrăzi acele vremuri. Tu nu vei vedea americanii care atunci vor veni. Mie nu-mi va fi dat să văd, după sărbătoarea de șartă, a victoriei, câți dintre cei drepți au mai rămas. Căci vezi tu, Vasile, după această victorie de șartă, puțini dintre cei drepți vor mai fi în picioare și la sărbătoare. Maria, matrona din Sibiu, îl întrebase pe duhovnic ce putea face pentru că țara merge rău. Părintele zice, va veni și mai rău. Rata femeia, potrivit volumului Noii Mărturii despre Părintele Arsenie Boca, a apărut în colecția Ortopraxia în 2008. Preotesele Lucreția Urea și Paraschiva Angel au povestit că au fost marturi la o discuție dintre Arsenie Boca și o femeie din capitală care îl vizitase. I-a spus acestea că pe București s-a oat de două ori referindu-se la bombardamente, dar când se va oa treia oară, Bucureștiul va fi șters de pe fața pământului, deoarece acolo forfotesc păcatele. Cele două preotese spuneau că Arsenie Boca le dezvolia cum va arăta sfârșitul lumii. Într-o parte de lume vor fi războaie, în altă parte cu tremure, în alta în căierări, vor fi accidente peste accidente, vor fi boli necunoscute și fără leac. Ele relatau că duhovnicul le spunea acest lucru în primii ani ai regimului comunist. Toate aceste semne ni le-a prorocit părintele Arsenie prin anii 1945-1946 și ne-a tălmăcit din Biblie de la Apocalipsă, căci se va ridica de la răsărit un popor fără cruce, va bântui casele oamenilor, le va dărâma, le va nimici, se va călca om pe om, se va mânca din carne de om și se va bea și de om. Cine va rămâne din războiul ăsta va fi ales ca grul din pleavă, informeau autorii cărții alte mărturii despre părintele Arsenie Boca. De asemenea, Arsenie Boc a spus că Bucureștiul va fi un nou Ierusalim, potrivit mărturiei Letiței Suciu din Dumbrăveni. Ne povestea că România va fi grădina Maicii Domnului, Bucureștiul va fi noul Ierusalim și care vor rămâne aleși lui Dumnezeu că numai ce vor rămâne vor fi într-o fericire nemai pomenit de mare, potrivit autorilor cărții alte mărturii pe Părintele Arsenie Boca. De asemenea, în volumul alte mărturii despre părintele Arsenie Boca au fost publicate mărturii despre faptul că duhovnicul ar fi prevestit evenimentele din decembrie 1989. Înainte de a se sfârși zilele, la părinte a fost o verișoară și el i-a spus Vezi că eu mor și nu va trece mult timp și în România va fi vărsare de sânge. Au trecut numai 3 săptămâni și a început revoluția. În toată țara mulți tineri și-au pierdut viața. Scriau autorii cărții apărute la editura Gaton de carte ortodoxă. O altă, mărturie despre prevestirile atribuite duhovnicului a lui Radu Cinamar, citat în cartea, nu-i mărturie despre părintele Arsenie Boca. Ne-a mărturisit părintele că nu va mai dura mult și va pleca spre împărăția Tatălui Ceresc, dar va părăsi această lume datorită unui complot mișelesc, al cărui scop este acela de a-l trăvi. Totuși el nu va împiedica asta, deoarece atunci misiunea lui spirituală pe pământ va fi deja terminată. El a spus că în mod paradoxal și într-un interval scurt de timp, atenția lumii se va îndrepta asupra țării noastre, datorită schimbărilor extraordinare care vor avea loc și a semnelor specifice care vor depăși cu mult puterea limitată de înțelegere. Povestea bărbatul Cam atât a fost și episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu de like și subscribe, de asemenea vreau să vă întreb care vi se pare cea mai șocantă mărturie a părintelui Arsenie Boca? Voi credeți că România ar putea fi ocupată de cele trei țări sau credeți că ceva de aici se va putea deveri? Chiar vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram, la Jocuri Virtual, acolo puteți să-mi dați mai multe idei de episoade și așa mai departe. Zim cu alte episoade și evident multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.